Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă emisiune De ce citim? Salutări din Casa Presei Libere. N-am spus niciodată asta într-o introducere. Ne bucurăm să fim astăzi din nou împreună, după ce data trecută am vorbit despre poezia generației 60. A fost și atunci o emisiune foarte interesantă, un adevărat curs, un seminar de-a dreptul de literatură. Astăzi ne-am propus să vorbim despre proza generației 60, o generație extrem de prolifică din punct de vedere scriitoricesc, o generație care a dat nume foarte, foarte mari în literatura română. Îi spun bun venit și salutări co-realizatorului acestei emisiuni, criticul literar Daniel Cristea Enache. Bine te-am regăsit, Flaviu, și un gând bun pentru cei care ne tot urmăresc. Mă bucur să văd că suntem urmăriți, Daniel, și deși n-am mai bătut recordul de la Cezar Ivănescu, oamenii care vin alături de emisiune și se uită sunt într-o constantă creștere, aș spune. Ce crezi că îi atrage la emisiunea noastră? Am văzut și eu că la ultima ediție am avut numai pe Facebook peste 3000 de urmăritori, de privitori, că nu pot să spun telespectatori, sunt pe toate aceste rețele sociale și cred că e o bază bună de pornire pentru performanțe de trafic, să spunem, superioare. Totdeauna e loc de mai mult, e loc de mai bine și internetul ne ajută foarte mult în această privință. Și cred că ceea ce ne propunem noi este să păstrăm standardele de calitate, să nu vânăm traficul și ratingul, ci să păstrăm aceste standarde de calitate și să dovedim că se poate face calitate și conținut cultural urmărit de mulți oameni fără să faci rabat de la calitate. Daniel, mă uitasem să spun un lucru important. Emisiunea e difuzată și pe Radio Vocativ, un radio al diasporei, se aude în mai multe țări din Uniunea Europeană, asta de data trecută, de la emisiunea trecută, și vreau să le mulțumesc celor de la Radio Vocativ, în special managerului Valeriu Barbu, pentru că este un radio de cultură care își propune să promoveze cultura românească și în Uniunea Europeană, în Italia, în Germania, în Marea Britanie, și acest lucru ne bucură foarte mult. Cum vezi, de exemplu, ascultătorul sau privitorul din român plecat în străinătate și care la ce ar trebui să se orienteze atunci când, spre ce să se orienteze atunci când urmărește ce se întâmplă din punct de vedere cultural în țara mamă? Am observat că românii din străinătate, și avem și noi unul pe băiatul nostru care este în Olanda la studii, sunt mai la curent cu ce se întâmplă în România decât cei care trăiesc în România. Deci ei păstrează această comunicare. Sunt chiar un pic dependenți. Și e și firesc când ești la mii de kilometri depărtare de casă să păstrezi acest flux de afecțiune și de interes pentru ceea ce ai lăsat în urmă, dar de fapt n-ai lăsat în urmă. Deci e foarte important că emisiunea noastră este urmărită în Italia, unde este o comunitate importantă de români, și noi ne adresăm tuturor în același mod, ca și cum toți ar fi împreună, cum de fapt în virtual și sunt. Am observat că și în Republica Moldova, în Basarabia, unde am distribuit emisiunea pe Facebook și pe diferite platforme, sunt grupuri ale profesorilor, ale învățătorilor, ale oamenilor de cultură, bibliotecari. Deci e foarte important că emisiunea noastră ajunge la toate aceste comunități naționale și micronaționale și ajunge totodată la categoriile profesionale diverse, printre care și acestea foarte importante ale profesorilor, învățătorilor, educatorilor, bibliotecarilor și
formatorilor. Trăiască bibliotecarii, aș sublinia. Da. Să trecem, Daniel, la generația 60 în proză. La ce te-ai gândit? Am vorbit în poezie, așa, recapitulând despre o extrem de prolifică generație 60 în poezie, adică un top 10 era insuficient, era mai degrabă un top 20 și și așa cred că ai mai fi găsit nume de adăugat. În proză, să începem așa, care ar fi cele mai primele 5 nume foarte grele ale generației 60 în proză? Da, sunt nume care încep cu litera B. Așa cum în epoca interbelică a fost și o butadă cu un mare A, după care este o bancă goală, după care sunt cei trei B. Marele A era Arghezi, marele poet, apoi era o bancă goală după el, că nimeni nu se apropia de Arghezi, și în banca a treia erau Bacovia, Blaga și Ombarbu. Acum, în generația 60 de prozatori, avem iarăși niște mari prozatori, al căror nume începe cu litera B. Este Nicolae Breban, este Augustin Buzura și George Bălăiță. Și apoi mai avem, desigur, și alte litere ale alfabetului, cu Dumitru Radu Popescu, mai avem un B, Bănulescu, Ștefan Bănulescu, avem Fănuș Neagu, avem Constantin Țoiu, care este puțin mai vârstnic, dar este apropiat de această generație. Deci avem romancieri și prozatori, unul și unul în această generație 60. Dintre toți, care crezi că se cristalizează așa? Bălăiță a fost un scriitor care a preferat mai mult să țină în sertar opera, din ce știu. Și chiar o să te rog la un moment dat să ne explici de ce se întâmplă lucrul acesta, care sunt rațiunile pentru care un scriitor preferă să nu publice și dacă mai are motivație să scrie, nevăzând un feedback social pentru ceea ce scrie. Și Buzura, am și vorbit extins despre Augustin Buzura, două emisiuni, cam știm unde să încadrează și ai spus foarte multe lucruri interesante despre el. Breban a împlinit în luna aceasta, dacă nu greșesc, 87 sau 88 de ani. Cred că 88, 88 de ani. 34. Iată longevitatea care ajută un romancier sau rămâne doar ce ai scris atunci când erai în vârf, la apogeu? Fă-ne așa o radiografie a generației și o să te rog să fii cât mai liber în a caracteriza fiecare scriitor din mai multe puncte de vedere sociocultural. Da, numai că nu vreau ca emisiunea noastră să se transforme într-un curs de istoria literaturii române. Neîndoielnic că cursurile de istoria literaturii române sunt importante, dar ele au un anumit format. Îmi place ca discuția să fie liberă, cu întrebări, cu răspunsuri, uneori să nu știu să dau răspunsul la întrebările tale, și să pornim de la această idee pe care am văzut-o și în discuția despre generația de poeți 60, că noi privim acum, din perspectiva noastră, dinspre anii 2020, de la nivelul unei opere deja constituite a acestor mari scriitori, de la nivelul, de la stadiul unei opera Omnia. Unii dintre ei nu mai sunt în viață, Breban, Bălăiță, Buzura, Bălăiță, Bănulescu. Deci unii nu mai sunt în viață, alții se află în faza aceasta de amurg, de senectute, în care continuă să se lupte cu timpul și cu propriile resurse. Dar ei, când au intrat în literatură, deci atunci, la începutul anilor 60, erau de 20 și ceva de ani, 30 de ani, erau foarte tineri, erau necunoscuți
criticii și publicului mai larg. Deci noi îi vedem ca pe niște clasici, așa cum ei au devenit, dar ei când au format generația 60 erau niște autori foarte tineri. Deci, practic, perspectiva asupra carierei unui scriitor concret abia mult mai târziu se poate cristaliza. Adică e prematur să spunem că acum, la debutul carierei, pentru că ai scos o carte sau două, gata, te încadrezi undeva. Ci, în mod normal, trebuie să treacă o perioadă mai lungă de timp și să poți să te exprimi asupra valorii. Da, spunea foarte frumos Călinescu că cine nu trăiește postum nu poate să fie obiect de biografie. Deci, da. Degeaba avem un autor român contemporan sau mai mulți care sunt foarte activi, foarte întreprinzători, dinamici, dacă nu au o operă care să le susțină acest dinamism, acest activism social, ei de fapt nu sunt în literatură. Iar autori care nu mai sunt printre noi, care nu mai au această activitate, acest dinamism social, dar care au lăsat o operă importantă, ei sunt foarte prezenți printre noi. Deci cei pe care noi îi vedem, de fapt, nu sunt, iar cei pe care noi mai vedem, de fapt, sunt prin cărțile importante pe care le-au scris. Și acesta este un lucru foarte important pentru cei care cred că contează poziția socială, funcțiile, cariera și așa mai departe. În ceea ce privește posteritatea sau chiar prezentul unui scriitor, decisivă este opera pe care el o lasă, pe care el o pune pe hârtie, o publică și care continuă să influențeze și să iradieze simbolic chiar și atunci când autorul nu mai este în viață. Deci, chiar ieri mă întreba un coleg al nostru de aici, de la DC News, domnul Florin Răvdan, mă întreba în legătură cu felul în care îi privim pe scriitorii clasici. Mai le spun ei ceva celor tineri de astăzi, cititorilor de astăzi, de pildă Dostoevski, se mai citește Dostoevski astăzi? A, de Ziua Națională a Lecturii, da. Ai fost întrebat. Da, și am răspuns că Dostoevski se citește mult mai mult decât majoritatea scriitorilor contemporani. Și nu numai români, firește, ci și străini, fiindcă Dostoevski este un nume uriaș care este descoperit și redescoperit de fiecare generație. În timp a acumulat un număr uluitor de cititori. Ca să-mi fac o glumă, da. Și Mutu, nu știi că citea Dostoevski când era la Chelsea, da. Că l-au întrebat ce citește Adi Mutu și a zis Dostoevski și era adevărat, adică caracterul universal al lui Dostoevski evident, da. Mergea până în vestiarul lui Chelsea. Deci de ziua, că fac precizarea asta e foarte importantă, de Ziua Națională a Lecturii, făcută de ieri. Cum ar veni, mi-a plăcut cum a zis, mai știu cine, la evenimentul care a avut loc la... Ieri spun, pentru că la data când noi filmăm emisiunea, suntem în 16 și a spus cineva la evenimentul de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, unde a fost toată floarea instituțională, să spun așa, au fost ambii ministri ai educației, ai culturii, primarul general, consilier prezidențial pe probleme de cultură, toată lumea. Deci iar ai fost în miezul evenimentului. Eu eram cu, da. Eram cu munca, eram, da. La lopată, dar mi-a plăcut că îmi place să muncesc în slujba culturii și a zis la un moment dat cineva că Ziua Națională a Lecturii, deci într-o fel de traducere, Ziua Cititului, ca să fie și mai clar. A fost un deputat pe care merită să-l lăudăm, se numește Sebastian Burduja, este autorul acestei, inițiatorul acestei legi, după aceea ea a fost... E de la semnată. Liberali, dacă nu mă da, înșel. Da, da, da. Semnată de mai mulți, are 37 de ani, omul, și a fost inițiatorul legii, împreună cu alți colegi pe care i-a atras în acest proiect, au semnat, președintele a promulgat-o
Și cum bine spunea ieri Lucian Romașcanu, ministrul culturii, zice, uite, un PSD-ist, el adică a venit să laude un liberal și asta era un semn de mare normalitate în aula legendară a BCU Carol I, unde încă răsună ecoul vocii lui Nicolae Iorga și altora. Bine, ei formează coaliția acum, acum la sunt putere, și da. Coaliție, au da. Dat legitimitatea să da. Nu se certe. Da, doar Rafila cu câțu nu se înțeleg, da. Dar în rest să înțeleg așa în coaliție, sau poate așa se vede de afară. Și, practic, iată, avem o zi națională a lecturii. O să te întreb și separat, că e bine că ai adus subiectul în discuție. Și ce, i-ai răspuns lui... colegului nostru că practic că Dostoevski, că Dostoevski se citește mai mult decât majoritatea da. Scritorilor contemporani da. Și asta nu e valabil numai pentru Dostoevski, și pentru Tolstoi, și pentru Balzac, pentru toată galeria Cervantes, nu mai vorbim de Shakespeare. Am citit că sunt în fiecare an apar în jur de 7000 de studii și contribuții despre Shakespeare. În fiecare an. Un număr impresionant. Un număr absolut uriaș. Păi, să-ți dau un exemplu, că acum ai zis că preferi să interacționăm. Îmi spunea un prieten foarte bun, a cărui fetiță a studiat pentru o vreme la o școală în Statele Unite, că se făcea după următorul model să studia Shakespeare. Săptămâna asta, psihologia personajelor. Săptămâna următoare, istoria, perioada istorică în care se desfășura acțiunea. După care, contextul literar, o luau și aprofundau extraordinar Shakespeare și învățau și limbajul iarăși din perioada. Deci toate se studiau separat, longitudinal, aș spune, după care se uneau aceste piese din ceea ce însemna complexitatea lui Shakespeare. Așa și trebuie făcut în secțiune și opera marilor scritori permite asemenea unghiuri diferite de analiză și merită să stai mult timp pe Shakespeare. Nu să-l expediezi în două ore sau două cursuri și să spui că ăsta e Shakespeare. Și asta e o problemă mai generală cu învățământul nostru după așa numitul proces Bologna, în care s-au redus anii de studiu. De pildă, eu am făcut 4 ani de facultate când eram student, acum se fac 3 ani de facultate. Da, dar e obligatoriu să faci masterat. Da, generațiile dinaintea mea au făcut 5 ani de facultate. La medicină se fac... s-au făcut, se fac 6 ani de facultate, deci cu cât studiezi mai mult, cu atât ai mai mult timp să-i aloci lui Shakespeare. Dar, după cum observăm, trendul, ca să zic așa, este de a descongestiona programele, curiculele, evantaiul de materii. Tot timpul se discută că sunt prea multe, că e prea multă informație, că ar trebui să mai ne debarasăm de diferite diviziuni, adică tendința este aceea de a face cât mai puțină școală, dacă se poate, și să fie așa mai mult un entertainment decât un studiu aplicat și serios asupra operei lui Shakespeare, de pildă. Daniel, întorcându-ne la generația 60 în proză, cum, dacă la poezie ne-am referit foarte mult și la contextul politic, chiar am alocat minute bune subiectului, de exemplu, Gheorghiu Dej, dacă a fost bine, dacă a fost rău, am văzut că mai erau și lucruri bune, dar... Da, acum nu mai trebuie să discutăm despre asta, că e același conducător al partidului, conducător al țării. Dar acum, hai să ne referim puțin la școala, la copilăria acestor scriitori. Cum au fost primii ani de școală, cum au fost, practic, ei erau născuți undeva în anii 40, sau sfârșitul anilor 30, sau, mă rog, cum au debutat școala lor, pentru că exact când începeau școala, eram în plin război,
În țară erau unii văcăți nostalgici, gărzi de fier, facțiuni radicale și așa mai departe, incertitudine, guverne autoritare. Cum apar acești scriitori? Cum erau ei înainte de a fi scriitori? Ce fel de școală fac? Se făcea școală foarte bună, cu o programă bună? Care era situația? Acesta e un set de întrebări foarte bune. Mulțumesc! E un întreg set și mă bucur că mi-ai pus aceste întrebări, fiindcă sunt foarte importante ca să înțelegem cum s-a format această generație, care sunt sursele ei intelectuale în acord cu un context social, politic și istoric de care nu se poate face abstracție. Nu se poate face abstracție de acest context în epoca lui Dej, dar nu se poate face abstracție de acest context nici înainte de epoca lui Dej, adică în anii celui de-al doilea război mondial, și de asemenea, dacă mergem pe axa timpului, nici în anii de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Să spunem din anii aceia în care extrema dreaptă ajunge la putere în România prin diferitele facțiuni și forme care la un moment dat au intrat în conflict prin rebeliunea legionară una cu cealaltă și în care, deci, pe tabloul acela, peisajul democratic al epocii interbelice devine brun, se întunecă, devine nedemocratic. Partidele sunt desființate, regele conduce totul până este obligat să abdice. Deci, pe scurt, se alege praful de democrația din epoca interbelică. Iar cei care vor forma ulterior generația 60, fie ei poeți, fie prozatori, fie critici și istorici literari, se nasc exact spre finalul acestei epoci interbelice. De pildă, tatăl meu adoptiv, criticul Valeriu Crista, era născut în 1937, în ianuarie 1937. Și să ne imaginăm câte grozăvii veneau peste oameni născuți în 1937. În 1939 începea al doilea război mondial, în 1941 România intra în al doilea război mondial și ataca Uniunea Sovietică alături de Germania lui Hitler. Asta se întâmpla în 1941, apoi după dezastru de la Stalingrad, după un timp România, cum știm, întoarce armele la 23 august 1944, apoi într-un timp de asemenea foarte scurt comuniștii preiau, acaparează puterea în România și după acele alegeri furate, fraudate, ei se instalează la putere și începe o lungă epocă nedemocratică care ia sfârșit abia în decembrie 1989. Deci cineva născut în 37 și care ajunge în 1989, deci în acei 62 de ani de viață, un an sau doi ani cu generozitate, sunt niște ani de normalitate democratică. Și restul, Cristea, ce-a mai prins după 90. Ce-a prins după 90. Ani. Restul sunt ani de dictatură, de regim dictatorial, autoritar, de o culoare sau de alta, ani de război mondial îngrozitor, de holocaust, de gulag, deținuți politici, Sighet, cum am discutat data trecută, sunt ani îngrozitori pentru un intelectual care este obligat să trăiască acest timp istoric. Și mă gândesc acum la cei care ne urmăresc și care sunt mai tineri, nu? Noi stăm așa frumos la un studio, elegant, vorbim liber despre toate aceste lucruri, dar să ne gândim ce făceau acești precursori ai noștri, cei din generațiile precedente, scriitorii, criticii de atunci, din generația 60, atunci când aveau vârsta noastră și trăiau într-un regim dictatorial în care nu puteau să facă asemenea emisiuni, nu puteau să se exprime liber, nu puteau să scrie ceea ce doreau, mergeau cu cărțile, cu manuscrisele la cenzură, să-și pună viza cenzura, apoi
tremurau pentru integritatea scrisului lor. Deci a fost o generație chinuită de istorie, da, se pare agresată că, de istorie. Da, se pare că suferința întărește. Dar da. Motorul foarte multor creații de valoare. Caractere, da, și întărește caractere, și da. Caracterul și întărește și scrisul. Și uite, acum în vremurile noastre, când nu mai avem parte de constrângeri, s-a diluat mesajul ăsta prozastic. Tu poți să spui mai bine că da. Ești critic literar, care e realitatea. Așa avem este. Tot felul de pițiflender, le-aș spune, care scriu două rânduri pe Facebook și cred că fac literatură, deci ei trăiesc din a lovi pe ceilalți și nu mă opresc, nici nu mă întorc, dar asta e o manieră de a face literatură și au adepți, adică am văzut destui, chiar și studenți la litere care cu religiozitate sunt acolo și arată adeziunea la prostioarele lor. Ori tocmai am vorbit de o generație atât de sacrificată cu câtă muncă. Doar tu poți să confirm cât a muncit Valerius Cristea la dicționarele lui de personaje. Deci cum ar fi putut, apropo de Dostoevski, să scrie dacă nu l-ai fi cunoscut în profunzime pe Dostoevski și n-ai fi stat pe el, cum bine te-ai exprimat. Și de asta, cum ai compara cele două perioade? Deși ai mai făcut-o, dar oare atâta libertate cumva nu diluează, nu cauzează literaturii? Da, am putea spune că libertatea pe care ne-o dorim atâta, în funcție de profesionalismul tău, de ambiția ta, de voința ta, de puterea ta ca scriitor de a sacrifica la diferitele oportunități și atracții pe care ți le oferă libertatea de a alege, chiar faptul că ai libertatea de a alege poate fi o primejdie pentru scrisul tău de profunzime. Asta arată că îți trebuie un caracter, trebuie să ai un caracter puternic, nu numai într-o dictatură, ca să te opui, să fii tare în fața acestor constrângeri, dar trebuie să ai un caracter puternic și într-un climat de libertate. Că tu știi foarte bine, din punct de psihomoral, atunci când te opui unei agresiuni sau unei constrângeri, te mobilizezi, ești, încerci să devii puternic și să reziști. În schimb, când ești într-o postură de confort, de relaxare totală, de liniște, abia atunci există riscul de a, cum să spun, de a te moleși și de a pierde din vedere miza esențială a biografiei tale intelectuale. Iar miza aceasta esențială a generației 60 de prozatori a fost opera lor. A fost opera lor literară. Ei au pus, au înțeles că propriile cărți, operele pe care ei le scriu, romarile, romane pe care le scriu, trebuie să fie în centrul existenței lor. Și de aceea putem spune că a fost o generație preponderent estetică. O generație care a încercat să scrie cât mai bine, să dea cărți cât mai puternice, să-și canalizeze toate energiile personale în această direcție. Deci avem o a doua generație estetică în literatura română după generația marilor romancieri și prozatori din epoca interbelică, după Rebreanu, după Camil Petrescu, după Sadoveanu, Hortensia, Papada Bengescu, Holban, Bleher, Sebastian, Eliade și alții. Generația 60 de prozatori este a doua generație foarte puternică în istoria literaturii române. Daniel, de ce și-a ținut Bălăiță, de exemplu, cărțile la sertar? Trebuie să-ți fac niște întrebări blitz. Nu și le-a ținut la sertar, cu una sau două excepții. El scria mai greu și mai rar. Deci sunt, sunt autori care scriu, sunt prolifici, scriu mult,
le place să scrie și nu sunt niște stiliști, nu stau foarte mult pe fiecare pagină, așa cum în epoca interbelică era Cezar Petrescu, care scria, cum se spune, industrios, scria roman după roman. E bine, Băleiță face parte din cealaltă categorie, a celor perfecționiști, da, manufacturieri, orfevrii de tipul Flaubert, cei care stau foarte mult pe fiecare pagină, care își lucrează foarte mult scriitura. Niște artizani ai paginii scrise. Și de aceea, în dreptul lui Băleiță sunt mai puține cărți decât în dreptul lui Breban, de pildă, dar cărțile publicate de Băleiță sunt extraordinare. El a avut o carte care a apărut la mai mulți ani după Revoluție, pornind de la Ion Creangă, o carte foarte, foarte interesantă, foarte bine scrisă, și în rest a făcut, dar tot așa, destul de rar, fragmentar, publicistică și eseistică, a scris tablete și este un scriitor foarte important, nu prin cantitate, dar prin calitatea scrisului său. Dacă ar fi să alegi câte o carte de la Băleiță, Breban și Buzura, ce ai alege? Am de unde alege, da, chiar mai multe, da, de la Băleiță, Lumea în două zile, care este o capodoperă, de la Buzura, Fețele tăcerii, iar de la Breban e foarte greu să aleg, fiindcă sunt două care îmi plac foarte mult. Este Buna Vestire și Îngerul de Gips. Buna Vestire a fost elogiată de toată critica și este foarte puternică, dar eu voi alege Îngerul de Gips. Tipic ție. Bun. Mergând la Breban, cum a fost ca scriitor în epocă? Știm, am citit în jurnalul lui Breban tot felul de lucruri interesante. A avut ocazia să plece, la un moment dat s-a întors. Chiar la o emisiune trecută am vorbit despre Breban în contextul ăsta al unei furii al lui Nicolae Ceaușescu. Ce îl definește? Care-i treabă cu Breban, cum s-ar spune? El este probabil, în opinia mea, el este probabil cel mai important romancier al nostru postbelic. Și prin cantitate, cum spuneam, și prin performanța din unele romane. Și este un scriitor care a crezut de la bun început în această miză majoră a creației literare. A crezut în roman, cu majusculă. Și de aceea poate îi dedicăm una sau două emisiuni lui Nicolae Breban în viitor, în care să discutăm mai aplicat despre el. Acum fac așa un mic tur de orizont prin opera lui foarte vastă, care a fost, să nu uităm, a fost scrisă, mare parte a ei, în condiții de cenzură, în condițiile unui regim dictatorial în care, la un moment dat, Nicolae Breban însuși făcuse o anumită carieră ideologică. El a fost susținut de cel căruia îi se spunea Dumnezeu, Dumitru Popescu. Dumitru Popescu, zis Dumnezeu, și care este altul decât Dumitru Radu Popescu, zis DRP, și Breban a ajuns destul de sus din punct de vedere ideologic. A făcut așa o ascensiune care i-a uluit pe toți, după care Breban, tipic pentru el, a dat, în străinătate fiind, un interviu în care l-a criticat pe Ceaușescu. Nici mai mult, nici mai puțin decât a dat un interviu în Liberation sau în Le Monde în care l-a criticat pe Nicolae Ceaușescu. Dur sau așa, mai pe de departe? Păi să-l critici pe cel mai obiect fiu al poporului nu era permis, nu era admisibil. Și de unde se ridicase în Olimpul mărimilor politico-culturale, Breban a renunțat la această ipostază și a devenit foarte curând un fel de paria în cultura română. Deci a devenit aproape marginalizat, aproape exclus.
Și acela este momentul în care Marin Preda, care era director la editura Cartea Românească, i-a întins o mână și l-a ajutat foarte mult, i-a publicat acest roman, Îngerul de Gips, scris și publicat după căderea lui Breban, nu în timpul ascensiunii lui Breban. Și s-a ambiționat și a dat în câțiva ani, a dat Nicolae Breban o serie de romane absolut excepționale, foarte moderne și care, cum știi, sunt greu controlabile de către cenzură, fiindcă merg pe o dimensiune în aceasta a abisalității. Nu sunt niște romane realiste propriu-zise. Sunt niște romane abisale, dostoevschiene, cu conștiința, cu universul lăuntric al personajelor, cu raporturile dintre personaje și așa mai departe, lucruri în care cenzura ideologică era depășită de materia romanului. Și practic prin asta s-a și salvat. Da, de aceea el a avut mai puține probleme cu cenzura decât un scriitor de tipul Augustin Buzura, care scria despre greva minerilor, despre colectivizare, deci despre lucruri care se petreceau în realitatea istorică și socială imediată. De aceea Buzura a avut mai mult de suferit din partea cenzurii decât Breban. Despre samizdat, ce ne poți spune, Daniel? Era în generație acea copiere, a xeroxarea cărților să circule. Da, așa cum se întâmpla și în Uniunea Sovietică, unde cărțile unor dizidenți care nu puteau să fie tipărite, fiindcă nu erau lăsate să fie tipărite, să fie publicate. Să ne amintim că statul controla totul. Nu existau edituri private ca acum. Acum nu prea mai există edituri de stat. Suntem în logica cealaltă a capitalismului. Dar pe vremea aceea statul controla totul și un scriitor care nu era lăsat să-și publice cartea, unii dintre ei apelau la această formă de copiere, uneori copiau de mână, alteori xeroxau și circulau aceste cărți perute ale unor cititori cu vedere apropiată de ale autorului, deci cititori de încredere, fiindcă dacă manuscrisul respectiv sau copia lui ar fi ajuns la un om al regimului, scriitorul ar fi fost în pericol de a fi arestat și transformat în deținut politic. Deci era un fel de Facebook din ăsta interior cu o listă de prieteni la care mergea mesajul doar la prietenii care erau de încredere. Și o dovadă de ceea ce se putea întâmpla este că Steinhardt i-a arătat lui Ion Caraion, prietenul lui, i-a arătat manuscrisul Jurnalului Fericirii. Și Ion Caraion, care era omul securității, a raportat imediat la securitate și a provocat foarte mult rău lui Steinhardt. A venit apoi securitatea, a confiscat manuscrisul, după aceea Steinhardt a scris o altă versiune din memorie și, prin urmare, Caraion a trădat încrederea de prietena lui Steinhardt și acest circuit despre care vorbeam, format din oameni cu vedere apropiate de ale autorului, în cazul acela n-a funcționat, fiindcă unul din acest cerc al lui Steinhardt a fugit la securitate și a spus totul. Da, o să mai aprofundăm chestiunea pentru că e interesantă și chiar să vorbim despre perioada respectivă la care ne-am tot referit, dar asta cu ocazie viitoare. Ce să te mai întreb, Daniel? Să te întreb despre Buzura, am discutat extins, da. De asta mă gândeam, despre Petru Popescu și Petru Dumitriu. Sunt din generații diferite. Petru Popescu e mai tânăr. Mai tânăr, sunt din generații diferite, au în comun prenumele. Da. Și ambiția, fiindcă amândoi au fost și au rămas foarte ambițioși. Dar Petru Dumitriu e din generația 60. Nu, este din generație cu Marin Preda și cu Eugen Barbu. Ah, da, corect, da, corect. Sunt, da, tripleta de aur, să spunem. Nu, Petru Popescu nu e din generația 60. Nu, e mai tânăr și amândoi mai au un element comun. Amândoi au fugit din țară. De asta că semăna cazul lui Breban, dar altfel, cu al lui Petru Dumitriu, care era tot așa pe val. Da.
Numai că Breban n-a plecat, a rămas, chiar dacă a stat în Occident, s-a întors tot timpul în România, în timp ce Petru Dumitriu, care a fugit, a rămas în Occident în 1960, deci era încă în epoca Dej, nu era încă în epoca Ceaușescu, el a rămas acolo și regimul l-a pedepsit drastic, în sensul că nu se mai putea vorbi despre Petru Dumitriu, nu se mai putea scrie despre el. S-au topit cărți. Regimul s-a simțit trădat în dragoste, fiindcă Petru Dumitriu fusese un slujbaș foarte zelos al regimului Dej. Deci era una dintre figurile de prim plan ale propagandei culturnice în epocă. Îi se spunea Prințul Roșu, fiindcă avea așa o eleganță și în același timp era foarte pe linia roșie. Și după ce a plecat din 1960 și până în 1989, nu s-a mai putut scrie despre Petru Dumitriu, 30 de ani aproape nu s-a mai putut scrie despre el în România. În schimb, Petru Popescu este mai tânăr. El a fost, cum știi, a fost extrem de prizat, foarte iubit de generația mai tânără de atunci, fiindcă scria romane mai plăcute la lectură față de acestea șaizeciste, moderniste, complicate. Scritura lui Petru Popescu era mai cinematografică, mai agreabilă, era cu personaje de anumită vârstă, personaje tinere. Cărțile lui erau citadine cu universul bucureștean, nu mitologice și rurale, așa cum aveam la Dere Popescu sau la alții. Și Petru Dumitriu a fost foarte iubit de publicul din România. Și el, cum se știe, a avut o aventură cu Zoia Ceaușescu, a fost foarte apropiat de familia Ceaușescu, după care, într-o călătorie în străinătate, a profitat, a exploatat momentul și a rămas și el în Occident. Iarăși o lovitură pentru regim. Dacă și Petru Popescu ne-a părăsit. Nu avea noroc în dragoste regim. Da. Și în legătură cu el, cred că am mai povestit, dar merită reluată scena, fiindcă e foarte relevantă, fiindcă toți acești scritori ai noștri care trăiau în acea epocă, Flaviu, erau închinuiți de cenzură și de regim, dar erau foarte bine plătiți, câștigau foarte bine din cărțile lor. A, da, și vrei să zici faza cu Marin Preda. Și cu mama lui Petru Popescu. Vă coți minte? Și cu acea valiză de lemn, da, cu care mergeam noi în armată pe vremuri. Era o, cam așa, era o valiză paralelipipedică de lemn încăpătoare și pe care la coada care era la caseria Uniunii Scritorilor, de unde scritorii își luau banii, mama lui Petru Popescu venise cu această valiză de lemn. De ce? Ca să ia banii pe o carte a lui, păi pe prinț, a fiului ei, da, a lui Petru Popescu. Și Marin Preda, când a văzut ce se întâmplă, nu-i venea să creadă că a venit cu valiza de lemn să, Marin să umple cu bani. Cu un purceluș din ăsta. Marin Preda a stat, s-a gândit puțin și după un timp a apărut romanul lui Delirul. Știi, a fost ambițios Telormăneanu, a zis să fie a naibii care nu scrie o carte acum. Și a reușit, fiindcă Delirul a fost de asemenea un roman extraordinar de difuzat, de cumpărat. I-a adus câștiguri însemnate lui Marin Preda. Nu știu dacă chiar a umplut valiza, așa cum se întâmplase cu Petru. Da, tot nu Petru cred Popescu că a vândut ca prins, dar a avut probabil un succes foarte mare. Și Dulce Camiera e glonțul patriei, da, un alt bestseller roman, al lui Petru Popescu. Și în felul acesta ne dăm seama că exista o legătură foarte puternică între acești prozatori și un public foarte consistent, foarte larg. Aceste nume erau foarte iubite și foarte cunoscute de către publicul larg. Acum, dacă ieșim la Casa Presei sau mergem în centru cu oricare dintre scritorii contemporani sau aproape oricare, ne dăm seama că
statutul acesta al scriitorului român s-a cam prăbușit după Revoluție. Iată un alt risc al acelei epoci de relaxare democratică despre care vorbeam. Într-o dictatură, artistul este important din punct de vedere simbolic. Spre el se îndreaptă privirile, ochii, urechile celor care trăiesc în acea dictatură. Într-o democrație, scriitorul, artistul reprezintă o categorie printre altele, nu mai este în centrul simbolic al societății. Societatea își poate găsi interesul în altă parte decât în a citi poeziile lui Nichita Stănescu sau romanele lui Breban. Societatea se poate uita la televizor, poate sta pe internet, poate călători, poate ține un blog, poate intra în orice arhivă, în biblioteci. Deci poate face orice un tânăr de azi. El nu mai este obligat să citească un roman ca să afle ce s-a întâmplat în epoca colectivizării sau ce s-a întâmplat în epoca războiului și așa mai departe. Dar asta nu duce la un moment dat spre disoluția romanului? Și că se tot vorbește, și ieri a fost tema asta cu dispariția ușor-ușor a cititorilor. Unii au fost de părere că nici vorbă de așa ceva. Mi se pare că chiar domnul Romașcanu a spus că se citește, dar se citește altfel. Dacă pui volumul de citit de pe tot ce citește un om într-o zi și îl strângi, n-a spus așa, asta e explicația mea, a spus că se citește altfel, dar dacă strângi toată lectura unei zile pe device-uri, pe așa, ar fi mai mult decât... Asta e un motiv ca să ne dăm seama ce pariu extraordinar am câștigat eu cu peste 20.000 de oameni care au urmărit o emisiune despre Cezar Ivănescu. E drept că am lucrat o săptămână pentru asta și ce câștigăm noi în fiecare săptămână, cât de important sunt acești 3.000 de urmăritori ai noștri și cât de greu este să ai 3.000 de urmăritori ai unei emisiuni de cultură în condițiile în care o carte astăzi, dacă se vinde în 500-600 de exemplare, este sărbătoare. Deci nu sunt mai mult de 500-600 de oameni care să cumpere o carte a unui autor român contemporan, mai ales dacă acea carte este una de poezie. Și să comparăm acum cu ce se întâmpla în acei ani ai generației 60, când era în plină efervescență și în care Marin Preda, Petru Popescu, dar și Nichita Stănescu, Sorescu, vindeau cărți în zeci sau sute de mii de exemplare. Da, asta era și contextul, că oamenii căutau, exact cum bine ai spus. Acum, de asta te întreb, se va mai citi, se citește? Tu ce părere ai? Ești de gândirea romașcană, ca să zic așa, că sunt influențat de ziua de ieri? Sau de gândirea celor care spun că, domnule, nu se mai citește, că... Datele statistice arată că nu se mai citește așa cum se citea, sunt mult mai puțini cititori, în România este un consum de carte foarte mic, nu știu, 80% din populație, un procent ăsta terifiant, nu cumpără nicio carte sau cumpără o carte pe an. La ce folosește să cumpere o carte pe an, într-un an? La ce se folosește? Deci pentru 80% din populație a cumpărat cărți, a citit cărți, nu reprezintă o zonă și o sferă de interes. Aceasta este situația statistică. Nu poți să o cosmetizezi și să spun da, e drept că nu cumpără decât 10% cărți, dar nu, în România se citește mult și se citește altfel. Dacă s-ar citi, vânzarea de carte ar fi pe măsură și cărțile autorilor români s-ar vinde în măsura în care se vând traducerile din autori străini. Da, dar uite, sunt anticariate, nici nu erau mai demult atâtea anticariate care duduie efectiv, se vând, deci sunt câteva, pot să dau și nume, da. Că nu le facem reclamă. Anticariatul 1, Târgu Cărții, Printre Cărți, deci duduie de vânzări. Dau numai astea trei exemple care sunt foarte aproape de noi. Dar ar mai fi, adică nu neapărat, dacă nu se cumpără contemporani,
nu se citește. Probabil că nu se mai citește ca odată. Tot Dostoevski. Da, tot săracul Dostoevski. Cum spuneam eu. Dar să ne gândim în final la ce s-a întâmplat în viața acestor prozatori, romancieri mari din generația 60. Ce s-a întâmplat în decembrie 89? S-a întâmplat ceva foarte paradoxal pentru ei. A venit libertatea. Fiindcă ei fusese reformați în acea epocă pe care o detestau, împotriva căreia scriau mai direct sau mai criptat. Ei erau formați în această epocă, să ne amintim că epoca începuse în 46-47, când ei erau copii, și a durat până în 89, când ei aveau 60 de ani. Nu, 50 de ani. Aveau 50 de ani. Deci eu am, o să fac 48. Mulți înainte. Mulțumesc. Deci erau de copii și până la vârsta aproape pe care o am eu acum, ei trăiseră în regimul comunist. Faci astăzi 48 la mulți ani ca să fiu sincronizat cu ziua la care se difuzează. Și ajung la libertatea mult visată, după care tânjeau. Ajung, se produce în viața lor această răsturnare, această. Și după un an, doi ani, trei ani, constată că nu mai au unde să-și publice cărțile, fiindcă editurile de stat au fost privatizate sau au falimentat, că nimeni nu mai cumpără cărți. Îți amintești că în anii 90, la început, toată lumea cumpăra ziare, nimeni nu mai cumpăra cărți. Era o sete de ale scritorilor români. Da, o sete de actualitate. După care, bun, se reglează sistemul editorial, există edituri puternice în România, dar observă cu ochii lor că dacă înainte vindeau 30.000, 40.000, 70.000 de exemplare dintr-o carte, acum vând 1.000-2.000. Păi ca să fac și o glumă de ziua ta, da. Ca Vali Ajder, directorul editurii Icon. Că da. Mi-a scris de ziua mea, Flaviu, te apropii de 50 de ani, zice, nu o să grii, să vezi cum e când te îndepărtezi. Știi că și tu te apropii de 50 de ani, Daniel, îți vine să crezi că ai făcut 48 de ani, mă exprim acum în acord cu ziua în care e difuzată emisiunea. Adică cum simți că ai făcut 48 de ani? Ce ai realizat în acești 48 de ani? Dacă ar fi să faci un top 3. Eu, ca să zic așa, îmi cultiv cu grijă copilul din mine. Și el e foarte viu și foarte activ, chiar dacă, firește, părul se albește, cade, fața capătă riduri, ca în pozele acelea pe care le-ai prelucrat. Erau puțin exagerate, am primit și altui prieten care s-a supărat pe mine și a zis, ce stâmpenile astea. Da, dar cred că e important pentru fiecare dintre noi să ocrotim copilul din noi, să nu lăsăm să se usuce și el, așa cum ne uscăm noi pe din afară, să rămână proaspăt, curios, viu, cu bretele, ludic, ca într-o poezie ludic, de Gabriel Chifu. Da, să fie liber, să nu fie conformist, să nu fie carierist, să-i placă să se joace. Cred că fiecare dintre noi avem un copil de ăsta în interiorul nostru pe care trebuie să avem grijă. Și eu îl am grijă și îl cultiv chiar. Încă o dată, la mulți ani, copilului. De aceea prietenii îmi spun că sunt copilăros, că sunt infantil și eu iau ca un compliment. Păi, încă o dată, la mulți ani, acestui copil numit Daniel Cristeanache, și să încheiem într-o notă cât se poate de optimistă și cu un mesaj de încredere în viitor și de lumină și de speranță, nu doar când e sărbătoarea Paștelui, că zicem așa, lumină, ci în fiecare zi să ne gândim la lumină și la dorința asta de a face lumină în jurul nostru, de a ne bucura de viață. Mulțumim încă o dată Radio Vocativ pentru că ne preia această emisiune spre a o distribui. Mulțumim echipei tehnice, Daniel Dinc, Marius Metelianu și Mihai Nicolae, care de multe ori de acolo din umbră face anumite chestiuni tehnice pe care trebuie să le distribuim. Dragi prieteni, bucurați-vă de viață și de literatură, o sâmbătă cât mai frumoasă!
Thank you.